pe terenul de 0,21 hectare din spatele centrului și din spatele nostru, pe care se află această clădire, urma să fie edificat un complex de sport și agrement pentru persoane cu cerințe speciale. Astăzi, în locul acestui complex de sport și agrement pentru persoane cu cerințe speciale, se înalță un bloc de apartamente de lux. Totul a început încă în 2013, atunci când, printr-un contract semnat de câțiva agenți economici, Reprolux, Energo Impex și Accent Investment, agenția proprietății publice, a vândut acest lot pentru o sumă derizorie de, atenție, 319.000 lei. La scurt timp, după aceasta, terenul respectiv a fost ipotecat contra sumei, iarăși atenție, 1.820.000 euro la o bancă din Chișinău care se numește Victoria Bank. Deci ați văzut, cu 319.000 statul l-a vândut și agentul economic sau agenții economici au alergat la bancă și l-au ipotecat cu 1.820.000 euro. Protagonistul acestei acțiuni de devalizare a proprietății publice a fost nimeni altul decât domnul Tudor Copaci, actual director general al Agenției Naționale de Reglementare Energetică și director general al Agenției Proprietății Publice pe atunci.